Conform informațiilor transmise de primarul Ion Lungu, obiectivele principale ale proiectului sunt creșterea eficienței energetice a sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice, reducerea pierderilor de energie termică și îmbunătățirea confortului termic pentru consumatori. Scopul nostru este să asigurăm o furnizare continuă și sigură a energiei termice, reducând atât întreruperile cât și costurile de producție și consum, a subliniat primarul. Proiectul include reabilitarea 19,45 km de de rețele termice primare, 51,79 km de rețele termice secundare și modernizarea a 8 puncte termice și se dorește să îmbunătățească confortul locuitorilor din Suceava racordați la sistemul de termoficare.